mărturisire. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Subsemnatul Iacob, Ivăceanu Ciprian. Prima Cretoria Dupre, o speciala Mănăstirii Sfântului Cuvios Alexe, Omului Dumnezeu, cu hramul Sfântului Cuvios Alexe, Omului Dumnezeu, din localitatea Parava, Părătul Iacob s-a spus, județul Bacău, mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și al Fiului meu, în alta Sfințitul Părintei Martin, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, voi împlini cu râvnă tot ceea ce este spre binele și puterea obștii Sfintei Mănăstiri și spre binele lucrării ei duhovnicești. În toată viața mea voi călăuzi după învățăturile Sfintei Evangheliei, ale Sfinților Apostoli, după Sfintele Canoane și învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe. Vă voi strădui să împlinesc în viața și activitatea mea în demnul Sfântului Apostol Pavel, care cere ca preotul să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor, înțelept, cuvincios, iubitor de străini, destoinic să învețe pe alții, nebețiv, nedeprins să bată, neacostumisitor de creștini curând, ci blând, pașnic, neiubitor de argint, binecheretis în casa lui, având copii ascultători, cu toată buna cuvință. Căci dacă nu știe cineva să jurnuiască propria lui casă, cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu? Voi putea întotdeauna cu demnitate, ținută preoțească și mă voi îngriji de bună lucrare și activitate pastoral-misionară, păstrând și sporind bunurile Sfintei Mănăstiri. Nu mă voi ocupa de activități contrare chemării preoțești și nu mă voi face părtaș la adunări și rugări potrivnice bisericii. Prin întreaga mea slujire învățătorească, sfințitoare și pastorală, precum și prin armonia vieții de familie, mă voi sfătui să apăr Sfânta Biserică, păzind-o de defăimoare și de dezvinare, sunt permanent în ascultare față de chiriacul meu și în comuniune cu întreaga Biserică Ortodoxă. Mărturisesc de asemenea că voi fi într-o toate supus și ascultător chiriacului meu, în altă Sfințitul Părintei Imanim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, precum și starețului mănăstirii, duhovnicului meu și succesorilor acestora, în scaunul hierarhic și stărețesc. Vor respecta statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, celelalte regiuni bisericești, hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ale organizărilor partiale deliberative și executive. În caz contrar, voi suporta consecințele canonice, statutare și regulamentare bisericești, ce decât din respectarea în viață și activitatea mea a prevederilor acestei mărturisiri. Așa să-mi ajute Dumnezeu în toată viața și lucrarea mea preoțească, legea în care se înnesc pe Sfânta Evanghelie. Amen.
ca să vină peste el harul pentru tot Sfântului Duh. Domnului să ne rugăm! Domnește! Dumnezeule cel fără de început și fără de sfârșit, cel ce ești mai presus decât toată făptura, cel care își știe cu numele de preot pe cei care îi prezintă sfârșit cu sfințenie în dreapta această cultură de văzută. Însuți sunt stăpâne al tuturor și pe acesta pe care binevoie să se îndui prin mine, binevoiește să primească acest mare har al Sfântului Duhului într-o viață curată și credință nestrămutată. Arată-L de săvârșit slujitor al tău, bineplăcându-și ție pentru toate și având purtare predică de această mare cinte preoțească de Iute Lui, de puterea ta cea mai nevizionată. Întâmpinând la doua venire pe Marele Dumnezeu și Scutitorul nostru Iisus Hristos, Sfântul Născuților Tău, să primească Dumnezeu Mântuții Tale plata bună chivernicirea treptei sale, că s-a binecuvântat, s-a preamărit în tot ce este în mare cu Dumnezeu Tău. Yeah.